Bună ziua tuturor, sunt tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru carieră și sănătate. Din seria oracolelor specializate pentru carieră, ați primit deja mesajul? Mesajul, evident, spune copii, children. Posibil mulți dintre voi vă gândiți că scopul vieții voastre implică ajutorul copiilor, predarea, pedagogia sau vindecarea copiilor. Dacă sunteți medici, vă gândiți să deveniți sau să vă specializați pe pediatrie. Dacă sunteți profesori, preferați eventual copiii mai mici decât, să zic, adolescenți studenți. Sau, bine, și studenții ar putea fi incluși. Totuși, după cum vedeți, imaginea arată mai mult copii până în liceu. Sunteți un soi de guru pentru ei, sau poate unii dintre voi vreți să-i ajutați să faceți niște pachetele cu mâncare, cu hăinuțe pentru copii, copii orfani. Poate vreți să le și cumpărați animăluțe de companie, că văd animăluțe. Oricum, gândul vostru este la copii. Eventual, chiar dacă în carieră până acum nu v-ați gândit la o specializare în această direcție, încercați ca ceea ce faceți să, dacă aveți copii, să fie în acord cu programul copiilor voștri. Sau să vă faceți din când în când timp să ieșiți din cariera, să zic, sau programul clasic pe care îl aveți și să vă faceți timp și pentru copii. Poate să vă jucați cu copiii voștri, iar mai este o variantă, chiar dacă aveți carieră, vă faceți timp pentru așa ceva. Și posibil pentru o anumită categorie de gemeni. Poate chiar vreți să și cântați, interesant, cântece, să cântați. Așa, și pentru o anumită categorie de gemeni, mă gândesc că vreți să explorați copilul interior, copilul divin. În continuare, la capătul setului de cărți aveți cristale și ce-mi place când văd culoarea aceasta, mi-aduce aminte de ametistul meu, da? Cristale. Ar fi bine să vă conectați la cristale sau la altfel de pietre prețioase, semi-prețioase și să vă vindecați energia, să vă echilibrați energiile. Poate ar trebui să vă cumpărați niște cristale, poate nu neapărat atât de mari, poate brățării, cinele cu niște cristale speciale. Eventual, dacă ceea ce am spus la această carte încă e în lucru, s-ar putea să se cristalizeze în timp această idee de a vă coordona sau de a vă face programul zilnic în funcție și de copii. Să integrați ideea de copilărie, de copii în cariera voastră. Și dacă, repet, dacă este la început de drum, această idee se va cristaliza în timp și vă va ajuta să lăsați în urmă ceva ce nu. Interesant. Vă va apropia de dragoste și de lumină, asta e clar, de calea voastră spirituală, dar vă va ajuta să lăsați ceva din familie care ceva, e o durere în familie, let go și family. Am spus, ar putea să fie legat și de copiii din familia voastră, să vă faceți timp mai mult pentru ei pentru că nu ați avut suficient timp sau ați pierdut. Poate unii dintre voi ați pierdut pe cineva în familie. Și acum vă concentrați foarte mult pe copii. Sunt situații diverse, este o etalare colectivă. Oricum, let go lângă family, este clar că poate v-ați separat unii dintre voi cu acest let go și vreți să compensați copilului sau copiilor, să zic, o lipsă, ora unui părinte, ora a ceva, o lipsă, da? Vreți să compensați și să vă concentrați pe ei mai mult decât până acum.
Pentru că, până la urmă, dorința voastră este să aveți o familie așa cum este, chiar separați dacă ați fi, o familie frumoasă. O familie frumoasă, pentru că familia este urmată de dorința inimilor. Vă doriți, v-ați dorit dintotdeauna o familie și chiar dacă la un moment dat nu a reușit din cauza unor situații, ori a unei pierderi, ori a unei separări, totuși, înțelegeți că toate lucrurile prin care ați trecut v-au adus mai aproape de lumină, de dragoste, dragoste față de voi. Eventual vreți să împărtășiți această dragoste, ce frumos, parcă și seamănă cărțile, să împărtășiți cu cei mici, să-i educați într-un anume fel, să le arătați parte din lumina pe care ați descoperit-o, chiar dacă a trebuit să lăsați în urmă ceva, poate v-ați separat de familie, de mici, unii dintre voi. Poate v-a lipsit un părinte, unora dintre voi și vreți să compensați o pierdere în acest moment cu copiii din jur, cu copilul vostru. Dintre chakrele pe care a trebuit să le lucrați în această perioadă, a venit, că poate aveți planete în zodia Taurului, a venit prima chakră și ei au avut acest sfat, prima chakră, care ține de stabilitate, care ține de frici și revine acest let go, o frică. Că nu veți avea stabilitate în familie, pentru că a trebuit să renunțați, pentru că ați pierdut ceva. O frică e acolo, la nivelul primei chakre, care a trebuit lucrată, eventual lucrată, lucrați prima chakră și cu cristale, cu lumină și cu dragoste, cu iertare. Și în momentul în care reușiți să lucrați această primă chakră, puteți să meditați la noțiunea de curcubeu, că aveți două cărți, la prima chakră și curcubeu. Poate unii dintre voi aveți, ori aveți copii indigo, ori copii de cristal, sau sunteți, da? Sau trebuie să ghidați și sunt foarte special copii. Nu știu când o să-mi fac timp, dar o să-mi fac timp să vorbesc despre chestia asta. Copiii de cristal, că a venit copii și cristal, și copii de curcubeu, pentru că v-ați primit și curcubeu și chakra întâi. E o chestiune, e o cale destul de dificilă, pentru că au necesități psihologice foarte speciale, pentru că sunt niște copii speciali. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut la un moment dat 5 de spade și ce mai văzut eu? Și 7 de spade. Aveți niște conflicte la locul de muncă, 5 de spade e clar că arată argumente la locul de muncă, poate cineva vă fură, aveți grijă, proiecte, idei, pentru că 7 de spade fură. Dacă i-ați observat că fură sau că încearcă să vă copieze sau să ia ceva, aveți grijă, lăsați această energie să se ducă, iertați-i, trimiteți-i, lăsați-i să se ducă în lumină și în dragoste. Asta e cea mai frumoasă formă de eliberare. Și concentrați-vă pe cristalizarea voastră. Mare grijă, repet, să nu vă fure cineva o idee sau să nu vă fure ceva la locul de muncă, pentru că totuși vorbim de carieră și cărțile au venit în timp ce amestecam și îmi pregăteam cărțile pentru această etalare. Văd că s-a oprit deja, aici ați putea să fiți voi, da? S-a oprit deja setul la 8 de monede. Trebuie să munciți foarte mult la locul de muncă ca să vă transformați. Dar la locul de muncă sunteți și văzuți ca niște maestri, cei care ați lucrat foarte mult, deja ați ajuns într-o poziție foarte apreciată, da? Foarte apreciată, v-ați creat totuși niște colaborări. Unii chiar sunteți în postură de conducere, unii, sau sunteți în preajma celor mari și aveți niște colaborări frumoase, creative, copii, da, 4 de băte, mă duce tot timpul cu gândul la zodia leului, da. Aveți colaborări frumoase și fructuoase și creative. Probabil comunicați la locul de muncă sau, repet, poate predați. Poate voi sunteți în poziția de autoritate și predați celor tineri un anume fel de a munci și de a-și cupla energiile, de a se
de a-și găsi colaborările. În fine, sunt multe lucruri care trebuie predate celor mai tineri, evident, asta au fost doar câteva sugestii sau, în fine, descrieri. Haideți să vedem cum se clarifică acești copii. Clarificăm copiii. Pentru gemeni. Ok. Oh, leu. Am zis casa a cincea a copiilor, foarte interesant. Poate unii, pentru că aveți undeva mai încolo și artistul, da? Dorința voastră undeva profundă și poate mai puțin exprimată este să faceți artă. Artă nu neapărat pictură și poezie, orice formă de artă și dans. Ideea este edutainment. Edutainment. Acum, dacă greșesc ceva în scap, o vreo literă, dar înțelegeți conceptul pentru cei care lucrați în învățământ. Da, se poate educa o generație și prin metode foarte creative. Și interesant că aveți artistul și a apărut leu casa a cincea. Am spus că puteți să fiți într-o poziție de autoritate, că am văzut și împăratul. Dar, pe de altă parte, această autoritate o exprimați într-un mod creativ față de cei mai mici, față de subalternii voștri. Și, repet, puteți să vă exprimați să aveți și autoritate, să aveți și creativitate. La capătul setului de cărți, iar a vrut să se arate acest 5 de spade. 5 de spade. Învățați să blocați. Să zicem că ați fi voi. Să blocați pe cei care sunt invidioși, sunt geloși, sunt certăreți la locul de muncă și concentrați-vă pe aventura voastră. Aici sunteți voi, pe proiectul vostru. Mergeți mai departe. Pentru că dacă mergeți în acest proiect, în proiectele pe care le aveți creative și foarte interesante, ia uite, aveți iar mincinosul, lăsați-l în spate. Plănuiți-vă corect direcțiile și oamenii ca să ajungeți eventual în această postură de autoritate. Da? Nu vă pierdeți energia cu cei care nu merită. Dacă trebuie să alegeți la un moment dat, dacă se pune problema restructurărilor la locul de muncă și trebuie să alegeți, aveți șansa să... Wow, ce cărți puternice! Împăratul, moartea, regina de bâte, asul de monede. Aveți șansa, asul de cupe, să primiți o ofertă absolut șocantă, fantastică, care vă înalță în grad, vă ridică într-o poziție pe care poate nici n-a sperat-o unii dintre voi. Regele de bâte este, știm foarte bine că este un întreprinzător, poate vă doriți o afacere, să vă faceți o grădiniță, v-am zis, o afacere, chiar dacă ține de produse specializate, da? Sau create special pentru copii, orice. Este un afacerist, dar un afacerist creativ, repet, sub diferite forme și a fost clarificat la voi. Poate este o altă persoană cu care sunteți chemați să colaborați. Și aceasta e oferta despre care tocmai am zis. Apare și asul de monede, da, monede creativă și asul de cupe. Da. Să ne clarificăm încă o dată cartea, totuși. Clarificăm regele de... Oho, da. Sunteți într-o situație în care să primiți sau să nu primiți o ofertă. Aveți două variante. Jobul vechi sau oferta nouă. Eu zic că pentru unii o să vină o ofertă. Ia uite, împărăteasă. Împărăteasa... Asta înseamnă creștere, că vorbim de carieră. Mai ales pentru cei care aveți planete în Taur sau aspecte în balanță. Eu sau Venus într-o poziție importantă în casa voastră, în harta voastră natală.
Dar pentru că vorbim de carieră, ați avut niște trădări, ați avut niște situații, un job toxic, poate chiar și probleme de sănătate care v-au afectat randamentul. N-aș vrea să asociez totuși, poate niște situații din viața privată v-au influențat și cariera, să zicem. Dar dacă jonglați între două variante, gândiți bine oferta pe care s-ar putea să o primiți. Așa simt că o să primiți o ofertă. De ce simt nevoia să mai iau o carte? Doi de monede? Ce face? Cine ce primește? Unii ar trebui să jonglați banii o perioadă, de fapt majoritatea, dar aveți totuși niște oportunități în zare la care probabil nici nu visați pentru că stați să vă echilibrați finanțele, dar nu vedeți oportunitățile, alte variante de a face bani. Totuși, cineva, dacă nu sunteți voi, care am zis, puteți să vă ridicați într-o poziție specială la locul de muncă, s-ar putea să fie cineva, șeful vostru, șefa voastră, ia uite. Iar semnul casa a cincea, da, a copiilor, a concurenței, probabil că vă este teamă de concurență și aici nu știți, da? Nu știți dacă să primiți ofertă. Dar e casa a cincea a aleului. Sunt bâte, sunt copii aceștia, pot să fie foarte bine. Știm că varianta pozitivă a lui 5 de bâte înseamnă joc. Da? Eventual așteptați ca cineva să vă ajute financiar. 6 de monede reprezintă și pe cineva care vă susține financiar. Eu zic că unii dintre voi s-ar putea să primiți un ajutor. Aveți grijă să nu-l primiți blocați. Pentru că, am mai spus, au fost niște situații de-a lungul timpului și unii dintre voi sunteți mai suspicioși. Aveți grijă să nu blocați acest ajutor pentru că, uite, sub 9 de bâte apare 10 de cupe. Apare o mare bucurie, reușite profesională, evident. Posibil pentru unii să fie și jobul să țină de o călătorie, 3 de bâte. Da? De vindecare, ia uite, și de transformare, poate vindecarea copiilor sau ceva ce veți face vă va vindeca o latură foarte profundă și sensibilă a voastră. Acum o să pun cărțile la loc și o să facem despre sănătate câteva cărți, trei sau nu știu câte ori vrea să vină. Ar mai fi trebuit, hai să vedem cristalele, care ar fi prima carte. Cristale. Clarificăm cristalele. Și am simțit nevoia să pun trei cărți la copii. Ok, uite, cristale. E o chestie, Marea Preoteasă. În secret, începe să lucrați și cu cristalele, cu lumină și cu dragoste. Da? Chiar dacă nu ține de cariera voastră, poate investiția asta secretă, transformarea asta a voastră, vă va ajuta la un moment dat cândva, pentru că nu știm ce vremuri trăim și poate cândva veți putea face carieră, că tot vorbim la capitolul carieră, pe aceste direcții. Poate veți promova cristale, veți crea ceva cu cristale, că tot e vorba de creație, da? A apărut Marea Preoteasă, da. O chestie spirituală, e o direcție spirituală. Acum poate în secret, e bine să nu spui apropo, să nu spuneți apropo de, ia uite. Dar e bine, dacă ați fost dezamăgiți, dacă ați plâns la un moment dat, o să vă reveniți, că a venit cartea invers. Dacă există într-adevăr cineva care vă fură ideile, cum am zis mai devreme, că noi fi zis degeaba, ține secret. Marea Preoteasă ține secret chestiunea asta cu cristale, cu lumină, dar direcția asta spirituală, dorința de a vă vindeca o chestiune de familie. Eventual nu mai vorbiți despre familie la locul de muncă unii dintre voi. Nu e bine. Hai să vorbim despre sănătate. Genul. Și vă spun și vouă, nu știu de ce, la fiecare lună tot zic că vorbesc mai puțin și tu vorbesc și mai mult și mai mult și în urmă întreb dacă e bine să vorbesc așa de mult. Ia, sănătate. Ok. Oh,
temperanța. A vrut să se arate și aici foarte frumos. La sănătate este superb. Dacă ați avut probleme de sănătate, vă vindecați. Vă vindecați și am spus că unii dintre voi vă doriți să schimbați ceva, pas cu pas, în secret, în cariera voastră și să vă orientați către o carieră spirituală, eventual pentru vindecarea copiilor. Yoga cu copii sau eu știu ce alte chestiuni. Sunt multe, multe. Depinde de voi ce vreți să faceți. Cu răbdare. În primul rând trebuie să vă temperați, să aveți răbdare. Temperanța înseamnă și un profesor. Posibil și pentru sănătatea voastră trebuie să vă întâlniți cu un profesor spiritual și întâlnirea cu acel profesor spiritual, pe de o parte, vă vindecă fizic, dar vă dă și idei. Vă dă și idei. Și dacă aveți idei, cum am spus mai devreme, țineți-le secret. Eventual blocați pe cineva. A, nu. Nu comunicați. Nu comunicați o idee. Da, e clar. Aveți nebunul, e o lumină în spate, e o credință că veți putea merge într-o nouă direcție, zero, da? Să luați de la zero după ce ați stat într-un job, oh, dar ce job a stat, care v-a consumat eventual puterea, dar ați avut putere. V-a făcut și mai puternici, v-a și consumat, ia uite, ați avut un job foarte obositor, cel puțin. Și aveți credință că dacă o luați de la zero într-o direcție, dacă aveți niște proiecte, dacă veți călători și vă veți arunca cu toată pasiunea și forța voastră mentală într-o direcție creativă, cavalerul de pute e foarte creativ, da? Veți reuși, dar nu spuneți, că asta înseamnă doi, deși e bine. Doi de spade nu spuneți și despre chestia asta, că bine să nu spuneți. În privința sănătății, tot așa, ați avut niște situații care v-au consumat cheful de viață, v-au epuizat mental, energetic, poate ați avut și anemii din cauza unui job sau unor situații în viață și vreți să vă refaceți zero, vreți să o luați de la zero, să vă refaceți și cu răbdare sunteți conștienți că vă trebuie multă temperanță, răbdare și creștere și vindecare spirituală, energetică, nu doar fizică. Dar sunteți conștienți că dacă aveți răbdare, vă veți echilibra viața și corpul. Oh. Și dacă mai vine în preajma voastră cineva certăreț sau oameni care vă mai adaugă câte o responsabilitate, îi blocați. Pentru că acum focusul vostru este curățarea voastră energetică. Încă o carte pentru gemeni. Sănătate. Gemeni sunt... nu, sunt prea multe, sunt prea multe. N-am cum să le pun. Două, ok, două. Pe care să le iau? Da. Deci. E de bine, aveți cărți frumoase. Am spus că unii începe să vă vindecați corpul și cu tehnici alternative. Și prin lucru cu energiile și cu îngerii și este minunat. Și vă dați timp, pentru că știți că genul acesta de tratament necesită timp. Dar știți că pe lungă durată, pe termen lung, va aduce stabilitate. 8 de bâte și da? Pe termen lung, vă transformă, pe de-o parte, viața, sănătatea. Și va aduce stabilitate, rezistență fizică, regina de monede, rezistență fizică. Vorbim de sănătate aici. Poate unii dintre voi vreți să faceți un tratament care să vă ajute să deveniți, pentru unele doamne, să deveniți mame, că tot avem problema asta a copiilor în carieră. Dacă nu aveți posibilitatea asta,
Tocmai pentru că nu aveți această posibilitate să aveți copii sau ați întârziat din cauza carierei, vă concentrați foarte mult cariera pe copii ca să compensați o pierdere sau o amânare, să zicem. Blocați pe cei care vă deranjează energetic. Blocați-i ca să... Iar apare 9 de băte. Ca să vă concentrați pe transformarea voastră. Cărțile sunt bune, toate trei, Temperanța, 8 de băte și Regina de monede. Și Regina de monede are răbdare. Bine, se manifestă altfel, dar amândouă și 8 înseamnă transformare, amândouă sunt conștiente că această transformare la care vă gândiți, fizică și spirituală și energetică, necesită timp. Iar o chestiune de fertilitate. De ce mă gândesc eu la fertilitate? Că văd iepurașul? Spuneți-mi. E o chestiune de fertilitate. Pentru unele doamne. Cât or fi, nu contează. E suficient și o singură persoană dacă a primit acest mesaj. Înseamnă că pentru acea persoană vorbesc. Sănătatea. Eventual, dacă ați avut probleme de sănătate, începe să vă vindecați, adică vizibil vă vindecați, vizibil aveți mai multă poftă de viață și începeți să lucrați, dacă ați fost în concediu medical, începeți să lucrați, poate unele dintre voi lucrați și... Ha, interesant. Experiența prin care ați trecut cu sănătatea va ajuta să căpătați un soi de înțelepciune și oferiți și altora sfaturi, eventual și produse. Le sunteți un ghid cum să se trateze în situații similare. Interesant. Da. Cam atât. Am zis că prima chakră înseamnă stabilitate și dacă aveți o teamă legată de stabilitate, încercați să o depășiți și energetic și spiritual. Dacă veți primi proiecte, veți primi idei cum să ajungeți la această stabilitate. Dacă vă vindecați această chakră, restul se rezolvă. Cam aceasta e etalarea pentru sănătate, pentru carieră, pentru gemeni. Vă pup, ne auzim la următoarea. Mãe.